Ce are domnul Rician cu activitatea organelor legislative din Republica Moldova? Care treaba lui? Tu ești, domnul omule, tu ești putere executivă, ești exercită bugetul Republicii Moldova, ești caută bani pentru finanțarea pensionarilor și altor bugetari. Dar nu te băga acolo, unde nu-ți fierbe, oală. Mă iertați de expresie, dar asta este realitatea.